Trei zile pline de evenimente diverse cu personalități de marcă la Bookfest Târgu Mureș. Salonul de carte va fi deschis între 19 și 21 septembrie la Teatrul Național Târgu Mureș. Cei interesați de prima ediție a salonului de carte Bookfest se vor putea întâlni cu autori cunoscuți și îndrăgiți precum Lucian Boia, Andreea Esca, Larry Watts, Marco Bella, Ana Blandiana, Alex Ștefănescu, Dan Mihăilescu, Radu Paraschivescu, Mircea Dinescu sau Sega. Tot în cadrul acestui eveniment va fi prezentată și expoziția de design de carte, cele mai frumoase cărți din România, în cadrul căreia se vor expune cărțile selectate pentru singurul concurs dedicat designului de carte din țară. Aflat la cea de-a treia ediție, concursul reprezintă o platformă de dezbatere pe tema designului de carte, atât pentru profesioniștii din lumea editorială, cât și pentru designeri. Printre activitățile incluse în program vor fi și atelierele de creativitate dedicate copiilor. Cei mici sunt așteptați sâmbătă 20 septembrie pentru atelierul de creativitate Scrisul și scrierile, unde vor putea să descopere scrisul pe tăblițele cerate, exact ca în antichitate, cu instrumente de scris asemănătoare celor folosite de vechii romani. La acest program vor participa muzeograf și restaurator de la Muzeul Județean Mureș. În cele trei zile ale festivalului de carte vor avea loc și lansări de carte și sesiuni de autografe cu unii dintre cei mai în vogă autori, recital de muzică și poezie Mircea Dinescu. Cinematograful Bookfest vă așteaptă la proiecții gratuite, dar și în concursuri cu premii atractive. Printre altele, organizatorii s-au gândit și la iubitorii de muzică. Pentru ei vor susține concerte artiști renumiți precum Ovidiu Scridon și Silvan Stâncel, formația Trei Parale, formația rock Listened din Târgu Mureș, care va interpreta un single în ton cu evenimentul intitulat Hai Citește. Prima ediție Bookfest de la Târgu Mureș este organizată de Consiliul Județean Mureș și Asociația Editorilor din România sub egida Federației Editorilor din România cu sprijinul Consiliului Local Târgu Mureș.